Lipsa apei potabile pare să ducă la situații bizare. La Constanța, un bărbat a fost filmat în timp ce s-a spălat pe dinți în apa mării, lucru care a stârnit nemulțumirea celor care l-au văzut. Conform site-ului știrdecluj.ro, un bărbat a fost filmat în Constanța când se spăla pe dinți în apa mării. După ce a terminat periajul, omul s-a clădit cu aceeași apă sărată din mare. Totul a avut loc în plină zi pe plaja Modern, scrie replica de Constanța. Acțiunea extremă a omului a fost filmată de cei din jur și în scurt timp filmarea a ajuns pe internet. Cel care a urcat filmul pe rețelele sociale a transmis și un mesaj regiei locale de apă. Dă-ne drumul la apă până nu ne omoară ăsta toți peștii. Dar Gargară de ce nu face? A fost una dintre întrebările internauților care au comentat intens filmarea. Jumătate din municipiul Constanța este azi fără apă caldă din cauza unei avarii, relatează știrdecluj.ro. Acest eveniment s-a întâmplat la scurt timp după ce, în urmă cu aproximativ o săptămână, nu departe de acest loc, un tânăr s-a epilat pe picioare direct în apa mării. Pe cât de amuzant sunt aceste situații, pe atât de nefirești, stârnind un val de controverse în mediul online.